Da, le mulțumim pentru vizita pe care am făcut-o și îi mai ajută și toate lucrurile. La începutul fiecărui nou an primesc o agendă. Și se întâmplă că niciodată nu o răspăiesc, nu îmi notez nimic în ea și după câteva săptămâni o pierd. Admir pe cei care sunt bine organizați. Au agendă, scriu, cineva spunea zilele acestea și când merg la cumpărături la magazin, îmi fac o foaie, o agendă, frumos. Foarte bine, pentru că suntem organizați. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră aveți o agendă. Nu? Măcar minte, dacă nu una fizică. Ce ne propunem? Ce vrem să facem? Și sunt lucruri frumoase, lucruri plăcute, lucruri interesante pentru viața de zi cu zi, pentru familia voastră, pentru jobul nostru. Și de multe ori îi cerem Domnului ca El să binecuvinteze agenda mea. Ca El să mă ajute așa cum mi-am plănuit eu. Și mă rog, și aștept de la El ca să îmi răspundă pozitiv. Numai că de prea puține ori ne dăm seama dacă agenda mea este și agenda lui. Dacă interesele mele sunt și interesele lui. Eu vreau, sunt lucruri frumoase și cer Domnului să mă ajute să le îndeplinesc. Dar mi-a pus întrebarea dacă ele sunt și cele pe care le vrea Domnul pentru mine? Sau doar eu le vreau? Care este interesul Domnului? Care este preocuparea Lui? Care este grija Lui de zi cu zi? Și vă rog să afișăm câteva versete. Din Vechiul Testament, se pare că telecomanda nu ne ajută. Mi-a plăcut foarte mult textul acesta din Luca, 7:22. Când ucenicii lui Ioan a venit la Domnul Iisus să-L întrebe, tu ești cel așteptat? Care a fost răspunsul Domnului Iisus? Mergeți și spuneți. Ce trebuie? Că orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți înviază și săracilor li se vestește Evanghelia. În Vechiul Testament, Dumnezeu îi pregătește pe oameni și le dă legi. De fapt, pentru ce dă el legi? Pentru ce a dat el legea? Pentru ce a fost nevoit ca Dumnezeu să opere atâtea legi? Nu ca să protejeze viața noastră? Și auziți, ce spune Exodul 4:11? Și aici vorbește Domnul. Cine a făcut gura omului și cine face pe om mut sau surd? Cu vedere sau ori. La prima citire o să spuneți, păi stați, Domnul îl face ori, Domnul îl face surd, Domnul îl face șchiop. Care era mentalitatea celor vremuri despre acești oameni? Cine a păcătuit? Și oamenii aceștia erau priviți cu repulsie, că sunt mari păcătoși, că poartă un blestem. Și Domnul, când spune versetul acesta din Exod 4:11, își asumă el responsabilitatea și spune, nu, oamenii aceștia nu văd, nu merg, nu aud, nu pentru că poartă un anume blestem sau că s-au făcut vinovați cu ceva. Versetul din Levitul 19. Să nu vorbești de rău pe un surd. Și să nu pui înaintea unui orb
nimic care să-l poată face să cadă, ci să te temi de Dumnezeu tău. Eu sunt Domnul. Și Deuteronom 27, 18. Auziți cine e blestemat? Nu nevăzătorul, nu leprosul, nu șchiopul. Blestemat să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe drum. Și tot poporul să zică? Amin. De asemenea, în Noul Testament se vede grija Domnului pentru această categorie specială. Și apare versetul care l-am citit la început. Nu era feric. Nu era ocazie când Domnul să nu se oprească aproape de omul în nevoie și în suferință. Dar este lucrarea aceasta cu persoane cu dizabilități, cu persoane în nevoie, în suferință, este și o împlinire a unei profeții. Toată lumea știe parabola celor poftiți la cină. Ce vrea să sublinieze Mântuitorul în această parabolă? Dacă ceilalți au fost invitați de două ori și tot n-au venit, li s-a vestit Evanghelia celor șchiopi, celor ciungi, celor ori, pentru că ei știu să aprecieze. Și ei au venit la prima invitație. N-a fost nevoie ca Domnul să facă invitația a doua oară. Avem și câteva păgăduințe în Sfânta Scriptură. În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei șchiopi, voi strânge grămadă pe cei zvăniți și pe aceea pe care îi chinuise Mica 4 cu 6. Domnul deschide ochii orbilor. Domnul îndreaptă pe cei înconvoiați, Domnul iubește pe cei neprihăniți. Reveniți la ultimul. Mergem mai departe. Și următorul. În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărții și ochii orilor de negru și întâlnit, vor vedea. Cei nenorociți se vor bucura tot mai mult în Domnul și săracii se vor veseli de Sfântul lui Israel. Și un ultim verset, iată, îi aduc înapoi din țara de la miază noapte, îi adun de la marginea pământului. Între ei este și orbul și șchiopul. Sunt păgăduințe ale Domnului că într-o zi orbul va vedea și șchiopul va merge. Lucrurile acestea s-au împlinit când a venit Domnul Iisus, parțial. Lucrurile acestea se vor împlini în mod desăvârșit la refacerea planetei acesteia și a trupului nostru, când Domnul va veni a doua oară. Dar până atunci, aș vrea să vă prezint în această dimineață o împlinire a acestor păgătințe. Că orbii văd și șchiopii umblă. Aici este curtea Bisericii Persoanelor cu Dizabilități. În fiecare sâmbătă, în jur de 40 de persoane, ne adunăm. În fiecare sabat, aproximativ 40 de persoane, în timp de pandemie, ne adunăm în curte. Ca să nu ne arde soarele atât și vreme, organizăm concerte, aici era Luisa Spiridon, au fost și alți invitați. Aceasta este bucătăria. La fiecare întâlnire avem o masă de părtășie și pe 1 și pe 2 și pe 3 și vreo două tipuri de desert
Și culmea, nimeni nu cumpără nimic și nimeni n-a ce are. Sunt oameni care ne sună. Am mâncare. Alte depozite, alte magazine. Iar surorile, voluntare la bucătărie, știu să le așeze frumos în papurie, să ne încălzească și după ce avem o întâlnire de sabat, nu există întâlnire de sabat să nu avem o masă de părtășie cu părți. Dintre cei aproximativ 40 de persoane care vin la întâlnirile bisericii noastre, cam 2-3 sunt membri adventiste. În rest, sunt de alte confesiuni. Dar oamenii aceștia au învățat să se roage, au învățat inimile din cărți, din cărțile noastre, ne salută cu pacea Domnului, ne trimită pe Facebook sabat binecuvântat, avem studiul biblic cu ei și viața unora începe să se schimbe. Când merg acasă, ce credeți că le spun părinților și familiei? Ce au învățat la adunare? Și dacă mai invităm pe doctorul Stroescu, le spune cum să și mănânce sănătos. Eu mai prez care avem pe care spune că nu vreau să mai mănânc carne. Așa am auzit la biserică. Și cântă acasă cu familia. Iată cum Dumnezeu lucrează. Așa arată mesele. Omul acesta, care îl vedeți în cămașă și cu șapcă, spuneam dimineață, 10 ani de zile n-ai ieșit din casă. Așa a fost situația, el este imobilizat, mama avea probleme psihice și stând la nu știu ce etaj, nimeni nu scotea din casă. Fraților, am vizitat într-un sabat un băiat la vreo 40 de ani, pastor, care nu putea să se ridice, nu putea să vorbească. Era membru adventist și tată. Mama nu. Și am zis, haide să te scoatem afară la aer. Și părinții au spus, nu că îi se face rău, că le-am inițiala. Dar de când am ieșit? Păi are un 3 ani. Păi dacă n-ai ieșit de 3 ani, e normal să le-am inițiala. Și mă gândesc așa, ce mă prețuiesc oamenii aceștia, fiecare ocazie? Fiecare părtășie, fiecare ieșire. Ați văzut ce spunea parabola celor poftiți la cină? Ei când au primit invitația s-au dus cu toții grămadă, n-au mai așteptat, nu s-au mai scuzat deloc. Pentru că știu să prețuiască fiecare lucru în parte. Cam așa arăta înainte de pandemie Biserica Persoanelor cu Dizabilități din București. Sunt imagini. Acum vreo lună de zile, poate mai puțin, aceste persoane erau comunitatea cu patatul, prezentau un program și fiecare vorbea despre modul cum Dumnezeu a lucrat în viața lui. Pentru că ei sunt chemați să încurajeze pe alții. Când vine cineva la asociație, când îi zicea, nu pot să văd atâta suferință, nu pot să merg acolo. Dar când pleacă, pleacă fericit. De ce? Pentru că toți înveți, pentru că toți îl încurajează și el zice, cel care are o problemă nu sunt ei, sunt eu. Și pleacă într-o următoare săptămână cu bateriile încărcate. De asemenea, asociația Ridică-te și umblă are o casă la Sinaia. Și pentru că pandemia nu ne-a mai lăsat să ne întâlnim 200 de persoane în tabere anuale, folosim această casă. Și aproximativ 20 de persoane cu dizabilități din toate colțurile țării, 4 zile în cursul săptămânii petrecem acolo. Aici era un concert, oamenii stăteau afară, avem invitații, avem oameni caritați. Mergem în parcuri. Bă, recunoașteți imaginea? Ce? Unde? La papele. Puteți să vă imaginați că persoane nevăzătoare și probleme cu locomotorii au ajuns acolo? Bine, am ajuns cu teleferic. Dar și pe acolo, nu e chiar ușor de mers. Dați seama ce simțământ au acest oameni. A fost cu o persoană nevăzătoare, vorbeam.
în peșteră. Și nu e prea accesibil, sunt scări de urcat. A avut ambiția să meargă până la cap. Și când ne-am întors, a pus mâinile așa, de pereții peșterii, zice, vreau să ne se imprime mirosul de peșteră. Niciodată nu pusese. Mulți, pentru prima oară, au vizitat acest lucru. Putele pericul. În vara aceasta, aproximativ 200 de persoane cu dizabilități s-au bucurat de 4 zile pline de excursii, programe, seară de seară, aveam programe. Masa sănătoasă și gustoasă și sora care pregătește masa, o să vedeți într-o imagine. E, lăsați imaginea aceea puțin. Și se vedeți acolo. 4 doamne nevăzătoare. Unele n-au văzut niciodată. Altele au văzut. Cea care are microfonul din centru e foarte talentată la muzică. A câștigat multe premii în țară și multe concursuri. Stă în dreapta mașină lângă mine și la semaforul zice, Dorin, e verde! Dar eu nu știu că e verde. Ia unde celelalte motoare când s-a amareat. Zice, două lucruri. De două lucruri îmi pare rău. Unu, că nu pot să conduc mașina. Și doi, și când spune al doilea lucru, nu este de fiecare dată. Că nu pot să învăț și eu chipul nepoților și copiilor. Are și copii, are și nepoți, dar le-au învățat. Însă oamenii aceștia sunt plini de viață și sunt foarte talentați. Aceste două doamne cântau la un concert. Toate sunt talentate. O altă lucrare pe care Asociația Încrete și Umblă, un alt program, un alt proiect pe care îl desfășoară, este Centrul de Mobilitate Studentului sau Taxi Gratis, așa de ghilimele. Avem mașini adaptate, mașini curată, sunt în Timișoara, în Botoșani, în Arad, în București. Și aceste mașini îi duc pe oameni. Știți că de multe ori taxiurile nu prea sunt ele atât de amabile când te vede cu căruț, mai au și buteria de gaz. Și oamenii aceștia erau ce să ajungă și ei la spital, la diferite instituții să-și rezolve problemele. Așa că sună la dispeceratul nostru, mașina adaptată îi ia de acasă. Câți oameni fericiți, câți oameni și-au rezolvat problemele cu ajutorul Centrului de Mobilitate al Asociației Ridică-te și Umblă. Și în bucătăria de la Sinaia, sora a predat și cursul persoanelor cu dizabilități. A învățat să facă ciorbă de sfeclă roșie. Când au ajuns acasă, tot au făcut ciorbă de sfeclă roșie. Telegondole. Cine își imagina să ajungă la cota 2000? Aș vrea să fiți atenți acum la imaginea acestui. Maxim Dorel, vorbim în cazul Centrului de Mobilitate. E vorba de Centrul de Mobilitate de la Arad. Sau de la... Da. Maxim Dorel, coordonator și șofer al proiectului Taxi Gratis pentru persoane cu dizabilități, Asociația Ridică-te și Umblă, de la Arad, cu activitate la Timișoara și Drăgoș și un colportor cu statele. Slujba lui să transporte persoane vulnerabile în urgențele lor. Să dea alimente celor în nevoie. Să ajute mame cu copii cu dizabilități să ajungă la spital sau pentru câștigarea drepturilor lor la instituțiile abilitate. Să răspundă nevoilor urgente ale celor limitați fizic. Coordonează un grup de rugăciune, e un lanț, și fiecare om este o zară. Coordonează un grup de rugăciune de sute de persoane
care mijlocește pentru cazurile de criză prin care trec cei care solicită rugăciune. Un om dedicat, admirabil ca și creștin, dar n-a știut, spune fratele Uba, că Dorel are cancer. Și el lucra cu zel ca un om fără probleme de sănătate. Nu putea să stea. Îmi dădea la parte mereu privind nevoile oamenilor, unele primite, altele neașteptate. I-am propus să meargă urgent la centrul nostru de sănătate de la Hergelia pentru a recuperare parțială. O persoană cu dizabilități a strâns o parte din bani. Alții au donat în grupul de sprijin Cabinetul de Vorbe și Fapte Bune, un grup pe Facebook. După sejurul de la Hergelia, s-a simțit foarte bine. Dorel este angajatul asociației noastre cu minimum pe economie. Vrea să continue slujba care îi dă sănătate sufletească și prin care dă mărturie la zeci și sute de oameni. Nu vrea să stea și nu poate concepe să piardă privilegiul slujirii. Între timp, ne ocupăm de sănătatea lui cu tratamente naturiste și cu dietă potrivită atențiunii lui sub asistența doctorilor avizați. A continua slujba înseamnă și susținerea lui în lupta pentru sănătate. Resursele de sponsorizare au fost securizate, în timp ce multe persoane valide nu au prezență în cântul misiunii, el arde pentru încă o ocazie în care să ajute pe cei nevoincioși. Am încrederea împreună simțirea celor care sprijină misiunea și pe cei implicați cu însăși jertfa lor. Vă mulțumesc și fratele George Oba. Este un mesaj Domnului special pentru dumneavoastră în această dimineață. Mai sunt și alte proiecte în desfășurare la asociația noastră, proiecte misionare. Proiectul nu e singur. În timpul pandemiei, când nu puteam să mai ieșim din casă, voluntarii luau pachete, făceau cumpărături și le duceau la ușa fiecărui an acasă. Aș vrea să invit aici să cunoașteți o parte dintre colegii mei care sunt implicați și aș vrea să întreb pe ei de ce o fac. Ce zici, Petre? Sorina? Este o oglindire a credinței lor. Știu despre acești oameni că preferă să doarme, să doarmă mai puține ore, dar să vină să slujească. Petre. Sorin are o mașină și e cum cineva la benzină. Petre. Mai mi-a putut așa. Dar merge și aduce un grup de nevăzători la fiecare întâlnire. Aș vrea să te întreb, ce înseamnă pentru tine lucrul acesta? Că ai șansa aceasta să mergi la ei acasă, să le duci un pachet, să-i aduci la adunare. Și dacă te-a schimbat un lucru? Este o satisfacție deosebită de a ajuta pe alții. Practic, stăteam până acum vreo 2 ani într-o comunitate unde veneam ca și dumneavoastră, mă așezam pe scaun, plecam la sfârșitul programului, cumva cu noi noțiuni sau ne aminteam de cele vechi, dar practic nu aveam satisfacția de a face ceva, de a ajuta cumva pe alții, de a fi util în vreun fel. Mi se părea că e vremea degeaba. Vrem și doar pentru mine, asimilez informații și atât și plec și mai plec în curs săptămâni, mai învăț de treburile mele, lucrez în spital în București, ajut și acolo bolnav din punct de vedere medical, deci tot un plăte ajutor l-ai plătit, dar practic sufletul meu nu făcea nimic. Sâmbătă viitoare iar veneam la biserică și tot așa era un ciclu care... Iar acum, de când am mers cu ei, pe lângă faptul că îi ajut pe ei, simt împlinirea mea, simt că sunt utilă, simt că pot să fac ceva pentru ei, atât în scopul de a-i ajuta pe ei, de a-i ajuta pe ei, cât și pentru mine, pentru creșterea mea spirituală.
Mă întreba cineva, Doamne, dacă tu ce faci lucrul acesta? Ești fericit? Pe cum să nu fii fericit când îi vezi pe ei că sunt de aici? Gina! Gina, un ajutor de nădejde la bucătărie. Dacă nu scapă nimic. Pace, fraților. Ce să vă zic, mă bucur că fac parte din acest grup, Asociația de Cătășiună. Este ca o familie pentru mine, familia mea reală nu mă poate sprijini și niciun fel de marcetă. Dar am văzut lucrul ăsta făcând această lucrare pentru ei. A pornit de la o prietenă, Ștefania Cormelei, a trebuit să plec cu ea să fie însoțitoare într-o tabără. Și am zis, ce pot să-ți fac? Păi să-mi aduce aia, să-mi aduce aia. Bun. Și altceva? Des mai departe. Și de aici a pornit lupta mea, bucurie de a face minunea asta de a lucra pentru ei. Și da, dar ești o persoană cu dizabilitate. Da. Printre astea, deși voluntar și cu dizabilitate, deja am o problemă la picioare, nu pot să stau foarte multe ore în picioare, dar o fac cu toată dragă. Nu mă dau indiferent ce ar fi. Nu sunt atât de înaltă cât ar putea să fiu, dar mulțumesc Domnului că eu îmi dă putere prin toate și trec general, acest lucru. N-a avut o familie, dar aici a găsit o adevărată familie. Eu nu am simțit că n-am avut familie. Dumnezeu mi-a dat familia asta care sunt și aici și cu ei, dar Dumnezeu știu că pentru familia care nu m-a vrut, vă iubește și pe ei. Eu îi iubesc din toată inima, chiar dacă ei nu mă vor. Asta îi iubesc. Petrica, Petrica e absolvent de teologie creștină după Evanghelie Baptistă. Tu ai lucrat, ai ajutat oamenii în anumite momente cu bărbate. Da, am lăsat o persoană, în special o persoană nevoznice, biserica unde am fost recrutizat. Avea două categorii de persoane, copii, persoane în vârstă. Nu existau alte categorii de persoane și atunci am văzut nevoile lor și datorită credinței în Iisus, care ne vește o mântuire, faptul că Hristos ne-a mântuit, am slujit Domnului și în această comunitate, apoi într-o persoană care ne-a spus despre Asociația Ridică de Jumblă, am venit cu bucurie la această asociație și mă simt ca o familie în această asociație. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Mariana, o persoană nevăzătoare, de fiecare dată ne cânta un cântec care spunea așa, ce-am făcut pentru cer, asta doar de mâine. Frații mei, în călătoria noastră spre cer, poate ne întâlnim cu cel căzut între tâlhari. Dacă trecem mai departe, pentru că suntem ocupați, dacă trecem mai departe, pentru că timpul este scurt, dacă suntem mai trecem mai departe, pentru că avem alte priorități, atunci, într-o zi, vom fi întrebați, de ce? Și dacă vom spune că noi n-am făcut așa ceva, mi se va spune, ai avut posibilitatea, ai avut ocazia. Era vorba despre omitere. Păcătos nu este doar cel care săvârșește un păcat, nu? Ci și cel care poate să facă un bine și nu face. Haideți să-L slujim pe Domnul pentru că asta am fost chemați. Toate celelalte lucruri vor trece. Dar într-o zi, am vrea să fim în cer, spunea Ieremia, și între ei va fi și orbul și știu. Așa, Domnul, această lucrare, El să o pună pe inima noastră, să o susținem și într-o zi, când dizabilitatea va dispărea, să fim împreună într-o familie nedespărțită în Împărăția Celui. Amin. Amin. Amin.
Ce frumos îți sunteți voi. Vă place aici în casă? Da? Mă bucur foarte mult să vă întâlnesc, să vă cunosc. Eu mă numesc Simona și am venit tocmai din România. Vă știți unde e România, nu? Ați fost pe acolo, nu? Da. Bine. Iar povestirea care să vă spun în aceste momente, am adus-o cu mine tot acolo, tot din România. Și se petrecea undeva într-un sătuc din România, de timpul când încă se creșteau fiți, animale, oi. Voi ați fost cu oile undeva la păscut, de câmp? N-ați apucat frația asta, nu? Acum o să spuneți despre un băiețel care în acea coile le-a păscut pe pășune. Pe o iarbă, la iarbă, la mâncare, da? Și acest băiețel îl cuma și cerăiță. Era așa, cam de sursa voastră. Undeva la 90 ani și ori. Cine are 10 ani aici? Și Mihăița noastră mergea cu coile la păscut. Îi plăcea. Îi plăcea să meargă coile la păscut. Era liniște. Și la un moment dat, ce s-a venit el? Ce să mai fac cu aici? Coile mănâncă casă, dar eu ce am dat? Eu mă plictisesc. A început să numere coile. Și l-a numărat într-o zi, l-a numărat și într-o zi, dar tot nu era satisfăcut, era plictisit. Și într-o zi ce i-a venit lui mintea? A început pe seara, așa când era liniște, peste tot, oile mișcau, l-a început să strige, ajutor, ajutor, vine lupul la oi! Și oamenii pensat, au zis strigătele lui Mihăiță, s-au speriat și au alergat repede, repede la Mihăiță să-l ajute. Au luat ciomege și tot ce au găsit la îndemână și se merg la Mihăiță să-l ajute. Dar și credeți, când a ajuns acolo, ce s-a întâmplat? Mihăiță a început să râdă. Ha, 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 că v-am făcut. Și oamenii credeți că au fost mulțumiți, au fost... Nu, oamenii au zis, măi Mihăiță, noi am lăsat treburile și am venit să te ajutăm, iar tu ne-ai potrivit. Mihăița a continuat din nou să numere oile și așa s-a mai întâmplat și a doua oară și a treia oară. Mihăița, pentru că se plictisea, își căuta el de glume. Dar într-o zi, când oamenii erau la triburile lor, în sat, s-au auzit din nou un strigă. Ajutor, ajutor! Veniți repede și ajutați-mă că vine lupul la oi! Oamenii au zis că ăsta e glasul unui Mihăiță care glumește, lăsați-l să glumească că noi avem treburile noastre. Și s-a mai dus să-l ajute de Mihăiță. Și ce credeți că s-a întâmplat? De data aceasta, lupul a venit la voi. Și Mihăiță trebuie să lupte singur. Să scape oile, să alerge, să... Ba chiar unele oițe au fost rănite din cauza unelor lui. Așa se face că noi în viață cuvântul nostru trebuie să fie da, și nu. Dacă Mihăiță ar fi fost un refugiu, dacă ar fi fost serios, ce s-ar fi întâmplat cu oile? O să fac, nu? Exact lucrul acesta ne dorim și noi să facem, să fim oameni de bun cuvânt, oameni care atunci când vrem să cerem ajutorul să cerem, atunci când vrem să-l oferim loc pe lume, și oamenii să poată avea încredere în noi. Sunteți de acord? Cine vrea să-și ia angajamentul care înainte să spună adevărul și numai adevărul? Între copilași? Da? Dumnezeu să ne ajute pe toți la acesta. Amin.
dacă poate nu putem să participăm fizic, să ne implicăm, să mergem, să activăm cu astfel de asociație, putem cel puțin cu sprijinul nostru financiar să ajutăm cu lucrarea. Încă o dată, Domnul să vă binecuvânteze în această lucrare. Amin. Și să nu vă descurajați. Chiar dacă cad tablele cu mașini, să nu vă descurajați. Poate că noi o să primim răsplată în lumea aceasta, Domnul ne-a promis că moara noastră este un loc unde nu se devalorizează și unde nu cad tablele după el. Și dacă cu Domnul înainte, Domnul astăzi. După de Domnului Hristos, închidem serviciul divin cu cântarea numărul 454, în Domnul Iisus a venit. Să vă mulțumim.
Frații noștri de la Biserica Persoanelor cu Dizabilități, majoritatea folosesc internetul, Facebook-ul. Așa că mulți au fost live, alții se vor uita. Vă mulțumim pentru primirea care ne-ați făcut-o în această dimineață. Comunitatea Efes Madrid vă transmite salutări călduroase. Mulțumim frumos! Ia tu și filmează. Cine? Vă transmite și o îmbrățișare. Cu mască. Și vă dorim binecuvântările cerului. Mulțumim!